Mi s-a părut mie sau? Mi-a venit un mesaj de la cine, de la cine, de la cine? Poftim? Mi-a scris Julia, populara clasei? Dar pentru ce? Eu nu mi-am mai scris niciodată până acum. Hei, bună Tucilaru, eu organizez o petrecere unde va fi toată școala. Am hotărât să te chem și pe tine. Mâine, la ora 4, să fii deja la mine, fără întârzieri. O, Doamne! Și da, cât pe ce să uit. Să te îmbraci, te rog frumos, normal la petrecerea mea. Nu ca întotdeauna. Dacă vei veni îmbrăcată ca o tocilară, vei pleca acasă, îți promit. Ai fix 24 de ore la dispoziție ca din tocilară să te transformi în om normal. Baftă! Poftim? Cum așa? Stai. Eu am înțeles corect? Deci Julia, populara clasei, mă invită pe mine, tocilara clasei, la petrecerea ei? Oh, Doamne! Plus la asta am mai spus că am 24 de ore la dispoziție ca din tocilară să mă transform în om normal. Asta cum? Ce m-a avut în vedere? Că nu înțeleg! Oh, pentru ce m-a invitat? Oh, simt că fără Dorian nu mă voi descurca. El este expert în petreceri, iar eu niciodată în viață nici măcar nu am fost la vreo petrecere. Trebuie să o sun, trebuie să o chem neapărat. Wow, ce coafură frumoasă! Voi încerca și eu neapărat să-mi fac de asta. Larisa? Oare de ce mă sună Larisa? Da, Larisa? Daria, vină urgent la mine! Julia m-a invitat la petrecerea ei! Ce? Așteaptă-mă că vin! Daria, ai venit! Cum să nu vin, Larisa? Ai spus că trebuie să pleci la petrecere! Cine te-a chemat? Nu să-ți vină să crezi! Julia! Poftim? Ea este cea mai populară fată din clasă și ea te-a invitat pe tine la petrecerea ei? Nu-mi vine să cred! Nu, imposibil! Și cât timp ai la dispoziție? Fix 24 de ore! Daria, te rog frumos, fă ceva! Nu pot să merg în halul acesta la petrecerea Juliei! Arăt ridicol! Fără panică, totul va fi bine! Calmează-te! Eu promit să fac din tine cea mai frumoasă fată! Vă face prințesă din tine! Vei fi cea mai frumoasă la petrecerea ei! Ura! Așa, pentru o schimbare wow, trebuie să începem cu fața ta! Mai bine zis, cu coșurile tale! Știi ce trebuie să faci cu ele? Eu cât nu am încercat, niciodată nu am reușit să scap de coșuri! Păi voi încerca să fac orice ca să scap de ele! Chiar dacă avem numai 24 de ore. Așa, nu ne gândim la rău, ne gândim doar la bine. Poftim, ia asta și pune-ți-o pe cap. Aha, mulțumesc. Așa? Nu chiar așa, dar lasă, e bine și așa. Uite, ține astea. Și ce să fac cu ele? Cum ce să faci cu ele? Le iei pe toate grămadă și te duci cu ele în baie. Apoi citești bine instrucțiunile și faci tot ceea ce scrie acolo. Este foarte simplu, dar trebuie să te ajute să scapi de coșuri. Bine. Și cu care să încep? Pentru ce trebuie ca astea? Că prima dată văd așa ceva. Eu zic să încep cu asta. Și ce e asta? Ce trebuie să fac cu ea? Apăs? Și ce e asta? Pe unde se deschide? Ups. Nu mai am niciun coș!
arăți mult mai bine așa, fără coșuri. Dar acum trebuie să-ți fac machiajul. Machiajul? Nu, dar ea nu trebuie. Larisa, nu ai încotro. Dacă vrei să fii frumoasă, trebuie neapărat să-ți fac machiaj. Așa că vină un coace. Nu, Daria, te rog, mi-e frică. Nu trebuie să-ți fie frică, eu vreau să te fac frumoasă. Este doar un simplu machiaj, nu doare, nu pișcă. Așa, stai cu minte și Doamne ferește să mă încurci. Bine. Așa. Prea greu așa. O să stau 2 ore să fac machiajul. Am eu o variantă mai simplă. Ce? Gata? Oh, Doamne, ce mi-ai pus pe fața mea? Ce e asta? Daria, ce ai făcut? Da, Sarisa, nu striga, că ai ieșit foarte bine, ești foarte frumoasă. S-a primit machiajul. Poftim oglinda și uite de singură. Oho! Asta-s eu? Așa arăt acum? Mulțumesc, Daria! Ce facem mai departe? Acum îți vom alege ținuta și ca să arăți perfect, vom face în felul următor. Tu vei proba cele mai frumoase haine pe care le ai din garderobă, iar eu îți voi spune în care să mergi. Ceva. Trebuie să mai adăugăm ceva, trebuie să-ți mai dau ceva. De ce încă mai am nevoie? Ce o să mai dai? Iată asta! Tocuri? Nu, tocuri! Nu, Daria, te rog! Eu nu știu să merg pe tocuri! Vrei să cad pe jos să-mi sparg nasul? Doamne ferește! Și cu asta ți-am spus că nu știu să merg pe tocuri! Eu o să-mi rup picioarele! Lasă, Larisa, nu-i nimic. O să te înveți. Da, o să mă învăț. Fix așa. Eu în tocuri, nu merg. Of, Larisa, ce greu este cu tine. Poftim? Mai avem 10 minute, Larisa, au mai rămas 10 minute! Daria, te rog, fă ceva! Nu vreau să merg așa la petrecere! Taci, nu mă încurca, taci! Gândește-te, Larisa, gândește-te, haide! Sari, Larisa, sari! Ce? Pentru ce să sar? Nu mai da multe întrebări, sari odată! Bine, sar! 1, 2,
nu o să iasă. Cu plăcere! Doamne, Daria, ești superbă! Apropo, cât timp a rămas? Imediat mă uit. Hopa! Au rămas numai 5 minute! Cât? Doar 5 minute? Unde sunt docurile? Unde sunt docurile? Grăbește-te, Larisa, haide, grăbește-te! Doamne, unde le-ai lăsat? Cinci, patru, trei... Este geanta! Parfumul, parfumul! Doi, unu... Parfumul, 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 parfumul! Zero! Parcă am reușit totul! Ura! Am reușit! Ne-am încadrat în 24 de ore! Uite, ți-am promis că vei arăta bine! Arăți splendid! Ura! Asta totul datorită ție, Daria! Îți mulțumesc din suflet! Nu știu ce mă făceam fără tine! Mersi, mersi, mersi! Cu plăcere, cu plăcere! Hai, du-te odată că o să întârzi! Du-te! Julia nu iubește când cineva întârzie la petrecerile ei! Și să-mi povestești totul, cuvânt în cuvânt! Haide, pleacă! Bine, Daria, neapărat! Îți voi povesti totul! Mulțumesc încă o dată! Eu am putut! Mulțumesc! Mulțumesc, Daria! Mulțumesc! Larisa, Larisa, ce-am obosit! Iată că am aflat cum să devii frumoasă în doar 24 de ore!